Proverbele, capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală în țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cel de obișnuiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avustiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oameni fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de regile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flământ, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște locomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă îmbolmăință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom strânește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc. Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Pune-ți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Psalmul 132. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măriței tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău,
Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ceea ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui, voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Psalmul 134. Iată! Binecuvintați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 135. Lăudați pe Domnul! Lăudați numele Domnului! Lăudați-l, robi ai Domnului! Care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai sus de toți Dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului, și pe toți împărații Canaanului, și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor, au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud, da, n-au suflare în gură, ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei, casa lui Israel, binecuvintați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvintați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvintați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul, Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim, lăudați pe Domnul.